Noi am contaminat cuvântul ăsta, conceptul ăsta de ascultare cu supunerea. Dacă spuneai și tu și m-am dus acolo și cred că asta ne-a costat tare mult. Pentru că nu-i ascultă-mă, da, ci te ascult. De cine ascultăm? Da. Și pe cine ascultăm? Oh, ce frumos, da. Ca diferențiere. Ca diferențiere. Da, da. Că-i de cine ascult, practic, ascult de autoritate, pe cine ascult un om care vrea să mă învețe și care îmi vrea binele. Te ascult, dar scopul meu nu este să te înțeleg. Scopul meu este să ofer performanță și așa să ajung și eu să fiu un învățător performant. E cumva aceeași idee ca și în relația cu părinții. Mi-a plăcut cumva de ei, am luat modelul, m-am identificat și replic povestea, sau nu mi-a plăcut cum s-au purtat, mă contraidentific, adică vreau să fiu opusul lor și am să fac într-un fel diferit. În momentul ăla absorb tot ceea ce vine de la tine pentru că ești un model pentru mine, sau în momentul în care te ascult, mie mi se face frică. Și atunci s-ar putea să tai firul. Să nu mai vreau să ascult. Îi dau pe noise cancelling și... Da, și mă duc în variantele acelea de comunicare, despre care, de ascultare, pe care noi le-am povestit în primul episod al ascultării. Cred că ar fi important ca un învățător, un educator și cred că și chiar și un diriginte, ca să mergem într-o etapă următoare, ar trebui să știe să primească adevărul în față. Da. Și să sprijine lucrul ăsta. Asta vrem, să țină adevărul copilului. Vrem să ambalăm atât de mult lucrurile încât pierdem esența, adevărul interior al copilului, pe care e nevoie să-l cultivăm, că de acolo, de fapt, crește copacul frumos. Aș vrea cumva să audă că e nevoie să adăugăm căldură, respect, ascultare, pentru că în spate e o ființă umană, da? Și că ele pot merge mână în mână. E ca și cum dacă tu mă ajuți pe mine să fiu autentic și îmi dai cunoaștere, consecința naturală este performanță. Ascultarea este mai profund decât ascultarea, este conectarea. Dincolo de faptul că eu te ascult pe tine, este că eu mă conectez cu tine. Și așa se creează sistemul nervos relațional între noi. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din De Vorbă cu Irina. Astăzi o să vorbim despre ascultare, în principiu, că așa am spus că o să continuăm cu ascultarea. Mai multe episoade. Bună, Irina! Bună, Răză! Și am vorbit noi să... am discutat să începem să vorbim despre, de fapt, unde învățăm noi prima dată să ascultăm și cum ajunge la noi informația, cum o am definit-o când eram copii și cum a ajuns la noi definiția termenului a asculta. Poate să fie, eu ascult de tine, deci fac ceea ce îmi spui tu, da. Eu te ascult pe tine și atunci acțiunea mea este, depinde doar de mine. Nu? Sau te ascult ca să... Dar în principiu cred că, adică nu cred, așa a fost în experiența mea și cred că și a majorității oamenilor. Am tot ascultat, ascultă, fii ascultător. În continuu am auzit lucrurile astea în copilărie. Și aș vrea să pornim de la... cum am învățat să ascultăm în... Vrei să mergem la grădiniță sau să trecem direct... hai să spunem în mediul... În 1-4? Da. Mergem acolo. Cum am învățat să ascultăm acolo? Cum am învățat acolo? noi să ascultăm? Numai că e nevoie cumva să spunem că aveam deja o bază ascultării. Din familie, că până la urmă acolo e prima bază ascultării. Învățăm să ascultăm... în cei 7 ani de acasă. După care mergem spre școală. Și acolo, de fapt, e cumva un loc în care
chiar e nevoie să ascultăm, pentru că învățarea, practic, are legătură cu ascultarea. Da? Da, mă gândeam în timp ce vorbeai că noi am contaminat cuvântul ăsta, conceptul ăsta de ascultare cu supunerea. Dacă spuneai și tu și m-am dus acolo și cred că asta ne-a costat tare mult. Pentru că nu-i ascultă-mă, da? Ci te ascult. Exact ce spuneai tu. Și e foarte fain să le punem, să le separăm cumva. Că de fapt eu te ascult, nu mă supun la ceea ce tu îmi spui. Dar nu asta nici s-a și cerut cumva, copii fiind. Da? Să fii ascultător. Adică să faci ce-ți spun eu. Da, uite, eu notasem aici două aspecte. De cine ascultăm, da. Și pe cine ascultăm. Oh, ce frumos. Da, ca diferențiere. Ca diferențiere. Da, da. Că-i de cine ascult, practic, ascult de autoritate. Pe cine ascult, un om care vrea să mă învețe și care îmi vrea binele. Adică cel puțin da, așa le, nu, dar le poziționez eu. Nu, și e folositor pentru discuția noastră de astăzi ca să existe definiția asta în momentul da, în care... Da, vorbim despre ele. Adică acolo e semnificația. În clasele școala primară, da, în 1-4, da. Avem un învățător, o învățătoare. Da. Deci o singură persoană semnificativă. O singură persoană semnificativă, da. Care se spune de... multe ori se spune că este a doua mamă. Da. De asta am și spus o singură persoană semnificativă. Cumva e o preluare de atașament. E prima educatoare sau și după aceea e care învățătoare. Care devine un exemplu. Da. Și un model care ne formează pentru tot ce restul va urma, vieții. Sigur. Cum vezi tu modelul ăsta ideal? Care să mă ducă în a învăța să ascult. Da. La asta te referi. Să înveți să asculți. Ok, hai să începem asta, cum înveți să asculți. Pentru că mi se pare că asta este o abilitate cumva care ni se va preda indirect. Nu e o abilitate, noi nu avem curs de ascultare. Dar învățăm să ascultăm în funcție de persoana care este în fața noastră. Și atunci, pentru mine, modelul ăsta ideal este, în primul rând, o persoană care mă ascultă înainte de a vrea să fie ascultată. Practic, îmi predă abilitatea asta prin faptul că mă respectă și mă ascultă. Și că e curioasă despre ceea ce eu am de spus. Poate că nu știu, poate că n-am înțeles, poate că n-am chef... Dar ea știe să asculte pentru că ea știe unde vrea să mă ducă. Da? Ea are harta. Și cumva pentru mine așa, nu-mi cere să o ascult. Îmi oferă ascultare. Și eu prin imitații, pentru că nu, copiii învață prin imitații și pe urmă prin identificare... Întâi te imit și după aceea îmi place atât de tare de tine încât mă identific și ajung să mă comport ca tine, ușor, ușor ai să mă asculți. Și asta o să se întâmple fără să-ți dai seama. Eu cred foarte mult în educația asta care vine fără să ne dăm seama. Care se întâmplă cumva de la sine, dar pe care cineva o pregătește în spate, prin propriul proces. Bun, și asta ar însemna că există o bază a învățătorului, învățătoare, da. În care să știe să asculte. Da. Așa... Știu cum se făcea și pedagogie sau da, chiar da. Și puțină psihologie se făcea... Da, dar se face, cred că nu puțină, se face foarte mult, inclusiv da, în facultatea de pedagogie sau în învățământul primar preșcolar la facultate sau... se face mult, dar acolo cumva învăț arta predării. Care bineînțeles că în arta predării există arta asta ascultării. Numai că eu cred că se pune prea puțin în practică. Încă suntem, cum am zis despre iubire, dar încă suntem analfabeți în comunicare.
știm cumva prea puțin să comunicăm. Știm să vorbim, în schimb, dar nu știm să comunicăm. Eu mi-am notat aici mai multe exemple. De exemplu, te ascult ca să te manipulez. Da. Da. Manipulat nu în modul rău. Poate să fie ce am spus eu, știi, cumva eu am harta, adică, da, te ascult ca să te... Bine, asta e partea frumoasă. Da, da. A manipulării. Da. Care nu aș numi o manipulare. Nu, nu, nu. E ghidare. Dar, de exemplu, nu știu, vreau să scot niște rezultate foarte bune, să obțin niște rezultate foarte bune cu clasa mea. Da. Performanță cu clasa mea. Lucru care se practică și să o pornim cumva de aici, că cam asta e realitatea școlii românești. Da, păi... Performanță. În final, una dintre... nu știu cum să le spun, evaluarea, cum se face evaluarea unui învățător bun este cât indicatorii copii, indicator, exact. Câți copii au intrat la liceu, de exemplu, și nu au rămas în școală ca să facă 5-8. Ăsta e indicatorul de performanță, că acest învățător este unul de top. Și în momentul în care ajungi să fii în top, îți dorești să rămâi acolo și să ai tot timpul aceleași rezultate. Da. Pentru că presiunea la numărul 1 e tot timpul frica să nu fii niciodată depășit. Da, da. 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 Și atunci asta cred că ar putea să ducă către... Ascult, dar scopul meu nu este să te înțeleg. Scopul meu este să ofer performanță și așa să ajung și eu să fiu un învățător performant. Asta cumva... Bun, și hai să luăm exemplul ăsta. Da. Un copil într-o clasă cu o învățătoare care își dorește performanță maximă și ajunge un adult mai târziu într-o relație. Da. Cum crezi că se manifestă în relația respectivă? Păi, în mod automat va imita modelul. Și asta ce înseamnă? Că își va asculta partenerul cu scopul de a obține ceva de la el. Nu cu scopul de a-l înțelege, de a-l cunoaște, de a empatiza, de a construi o relație sănătoasă cu el. Deci, e ca și cum te ascult, este un instrument pentru împlinirea nevoilor mele. Nu te ascult pentru că vreau să te cunosc și nu mai repet ce am spus. Asta ar fi o variantă. Da. Sau ar putea să, ce-mi vine repede în minte, este, ar putea să fie exact opusul. Adică... Nu mi-a plăcut din învățătoare când nu m-a ascultat. Ok. Că m-ai întrebat am văzut-o că vrea să mă manipuleze, vrea să, nu știu, să obțină performanță sau nu știu ce motivație avea pentru care vroia să mă fac în continuu să fiu ascultător. Da. E cumva aceeași idee ca și în relația cu părinții. Mi-a plăcut cumva de ei, am luat modelul, m-am identificat și replic... povestea, sau nu mi-a plăcut cum s-au purtat, mă contraidentific, adică vreau să fiu opusul lor și am să fac într-un fel diferit. Da. Da, așa e. Și care în principiu duce că ești exact la fel. Și teoria ne arată că de fapt contraidentificarea este tot o formă de a replica modelul. Mă duce în același punct, de ce? Pentru că eu de fapt nu am modelul sănătos. Eu sunt contramodelul ăla nesănătos. Și nu știu cum, de fapt. Eu nu știu să ascult, de fapt. După aia, al doilea exemplu ar fi te ascult ca să-ți văd valoarea și să îți dau ceea ce ai nevoie. Da, ce am spus. Să te hrănesc eu ca învățător, să te hrănesc. Exact ce am zis, vreau să te cunosc, vreau să știu despre tine, vreau să-ți văd valoarea ta ca să pot să o cresc. Crește, ajungi adult, intră într-o relație și va, exact cum ai zis tu, va replica modelul pe care l-a avut. Da.
Da, pentru că ea e baza comunicării pe care a învățat-o și a primit-o și a învățat-o. Mm-hmm. Acum, hai să ne ducem puțin mai profund. În paralel cu învățătoarea, da, sunt și cei doi părinți. Evident. Și de fapt, cam asta am și spus, dar ei au fost baza și la un moment dat mai vine cineva lângă, mm-hmm, care poate să facă diferența. Educatorul, învățătorul, profesorii sunt oameni foarte importanți în viața noastră, pentru că ei chiar pot face diferența. Pot să ne arate altfelul. Da? Uh-huh. Dar uneori se aseamănă cu părinții noștri și cu modul lor de comunicare. Cumva în clasele 1-4 am putea să facem inconștient ori să ne dăm seama că dacă ei sunt la fel, că ăsta este modelul, da, și merg pe modelul ăsta, ori dacă sunt diferiți, voi avea două variante de ascultare. Da. Două variante de model de comunicare. Comunicare. Da. Unul care nu mă ascultă și vrea doar să scot să performanță și să fac, uh-huh, și să... Așa, celălalt va veni și te văd, uite care valoare, mai mult decât atât, eu văd aici rolul învățătorului să vină și către tată sau mamă, da, și să se ducă și să spună, ați observat că, da, băiatul sau fata dumneavoastră este așa și are... Să ridici nivelul de conștiență. Mm-hmm. Da. Ar putea să facă asta și asta, iar, deci nu doar el ca model, uh-huh, cât și el ca educator. Uh-huh. Da. Asta dacă... Dacă își ia rolul ăsta. Uh-huh. Dacă își dorește să-l pună în act. Avem învățătorul, avem copilul și ceea ce vede copilul în învățător este te ascult ca să te iau de model, da, sau te ascult pentru că mi-este frică de tine. Da, poate să fie și asta. Adică astea iar sunt variante, da, de a asculta. Da. Adică în momentul în care eu te ascult pe tine, da, în eu o fac dintr-un anumit spațiu interior. Da, în momentul ăla absorb tot ceea ce vine de la tine pentru că ești un model pentru, mm-hmm, mine, sau în momentul în care te ascult, mie mi se face frică. Și atunci s-ar putea să tai, firul. Să, da, nu mai vreau să ascult. Da. Îi dau pe noise cancelling și... Da, și mă duc în variantele acelea de comunicare, de ascultare, pe care noi le-am povestit în primul episod al ascultării. Mm-hmm. Da? Mai selectiv, mai... Mă prefac că te ascult, dar de fapt la mine nu ajunge informația. Uh-huh. Da? Tot timpul am spus că nu vrem copii ascultători, vrem copii care să ne asculte. Și să proceseze ceea ce noi spunem. Adică să aibă și gândire critică. Uh-huh. Și să știm să ne și confruntăm cu... Sigur. Cu o părere diferită de, da, părerea noastră. Că aici iar cred că e important de menționat faptul că copiii pe parcursul și noi pe parcursul creșterii noastre și devenirii noastre copil, da, 1 până la 7 ani, după 7 ani adolescent, uh-huh, și adult cumva la o vârstă cât mai fragedă am avut puterea să ne spunem adevărul nostru. Și pe parcurs, în funcție de tot ce s-a întâmplat în jur și de modelele pe care le-am avut, am știut să mai tăiem puțin din adevăr și să mai redefinim niște termeni și să mai spunem că, ok, oricum nu-i pasă de mine, adică ce trebuie să fac? Să învăț bine, ok, învăț bine. Da. Și... Asta mi se cere, asta fac. Uh-huh. E procesul renunțării la sine. Uh-huh. Da. Și atunci, încet, 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 noi ne tăiem singur adevărul. Da. Ne tăiem singur, practic, conectarea cu propriul adevăr. Uh-huh. Partea aia de autenticitate din noi. Uh-huh. Și atunci ne decuplăm de acolo și începem să ne cuplăm cu ceea ce ni se cere. Sau credem că ni se cere. Și atunci, cred
că ar fi important ca un învățător, un educator și cred că și chiar și un diriginte, ca să mergem într-o etapă următoare, ar trebui să știe să primească adevărul în față. Da. Și să sprijine lucrul ăsta. Asta vreau, să țină adevărul copilului. Da, adică dacă ai venit și mi-ai spus un adevăr, chiar dacă pe mine m-a durut sau nu știu, poate a spus-o copilul într-un mod jignitor. Forma, exact, forma a fost neprielnică. Uh-huh. Dar totuși să știm să conținem adevărul lui și eventual... Am putea să-i oglindim felul în care a spus-o și să-i spunem, uite, te înțeleg ce ai vrut să spui, adică să decojim partea, poate, sfidătoare sau lipsită de maniere, dar să pot să văd ce vrea copilul să-mi spună, să pot primi ce vrea copilul să-mi spună. Da, că eu nu cred că există o răutate a copilului sau orice altceva. Natural. Presupun că e cu atât mai vehement în ceea ce vrea să spună și poate va ajunge să fie jignitor ceea ce spune sau să te atace sau să vorbească pe un alt ton, să ridice tonul sau să... Da. Așa. Tocmai din dorința lui de a fi auzit și de a fi ascultat. Da. Adică, băi, ascultă-mă, ce faci? De fapt, e un strigă de ajutor. Mm-hmm. Da, o formă impertinentă, că ăsta era un cuvânt pe care nu sfidătoare, o formă impertinentă. Da, exact, impertinent, că ăsta a fost cuvântul cu care noi am crescut cumva, exact. Impertinența, nu sfidarea, asta e un pic mai alt timp. Impertinent era. Impertinenți eram, da? O formă de fapt impertinentă ascunde un adevăr interior la care prea puțini au ajuns. Mm-hmm. Și asta a fost trist pentru generația noastră și niște generații după. Și poate chiar încă să mai practic, adică punem cumva, vrem să ambalăm atât de mult lucrurile încât pierdem esența, adevărul interior al copilului, pe care e nevoie să-l cultivăm, că de acolo de fapt crește copacul frumos, nu din carcasă, nu din coajă. Da, și cred că... mândria învățătorului sau învățătoarei ar fi că uite ce oameni frumoși au ajuns copiii pe care i-am crescut eu, că adică asta este o misiune a învățătorului, e o misiune de a fi părintele la toți copiii ăia. Vezi tu ce frumos spui, pentru că misiunea de fapt învățătorului este să crească oameni și a profesorilor și a educatorilor. Cresc oameni, nu cresc succes. Noi cumva ne-am dus către succes uitând că noi creștem oameni. Și copilul a devenit un indicator de performanță și am pierdut ființa umană din spate. Și pentru mine ăsta e un punct foarte sensibil, pentru că am și lucrat în învățământ, am învățat să fiu alături de oamenii de acolo, sprijinindu-i să vadă altfel. Structura mea e o structură luptătoare, mai degrabă m-aș lupta cu schimbarea mentalităților, dar am învățat să mă îmblânzesc ca să pot să schimb ceva. Și am văzut că așa se poate să-i aduc să vadă copilul, nu performanța, nu succesul, nu. Și avem mult de lucru, adică la nivelul școlii românești e mult de lucru pe ființa umană. Da, și eu cred că una dintre responsabilitățile unei părinte este să își pună și aici puțin amprenta. Da. Și să se ducă, poate copilul nu știe să-și spună adevărul sau copilul nu știe să își susțină adevărul lui propriu și personal, iar dacă părintele vede adevărul respectiv, să se ducă să-l oglindească și să-l spună, uite, ar fi vrut să-ți spună, să vă spună lucrul acesta, vi-l spun eu și vreau să țineți cont de acest aspect. Să știți că este așa. Da. Așa este, așa gândește. Da. Că n-ai ce să faci. Și e normal, pe
când eram noi copii, eram 20 și ceva în clasă. Acum sunt 40 și... Așa. E așa. Greu și pentru ei să sigur. Susțină toate cu lucrurile toată astea. Cu toată empatia, au nevoie să audă unii dintre ei mai mult, alții mai puțin, alții chiar deloc, pentru că sunt oameni minunați în învățământ, da? Și vorbim de, că există în spate un copil. Că în spatele elevului există un suflet. Mm-hmm. Și uite, apropo de ascultat și de școală, știi că se spune că dacă ai 100 de oi, da. E un cioban, are 100 de oi, mm-hmm. Și se paște oile respectiv pe un munte, la un moment dat una dintre oi se pierde. Da. Te duci după oaia care s-a pierdut și lași celelalte 99 de oi, că știu să se ghideze, să ajungă singure sau măcar să rămână în același loc. Și te duci să, să aduci oaia pierdută. Să aduci oaia pierdută înapoi. În ceea ce eu am văzut în sistemul academic, da, școlar. Școlar, ca și exemple, am văzut și multe exemple în care se pleca cu cele 99 de oi. Oaia pierdută este pentru, oaia exclusă, de fapt. Da, pentru că ceilalți, oricum, din 99, oricum cât mai pierd pe drum, dar oricum cu câțiva tot ajung la performanță. Da. Tot ajung acolo să ajung la, nu știu, după aia în 5-8 să ajung la o olimpiadă națională, da. Să ajung la o olimpiadă internațională. De ce? Pentru că se punctează mai bine în... Da, la... e cultura ego-ului până la urmă, despre asta vorbim. Da, păi se punctează ca o activitate extrașcolară, dacă este la o olimpiadă națională sau internațională, mai primește și profesorul pe lângă titluri și alte lucruri, primește și niște bani, o remunerație mai bună, poate să facă pregătire și pentru că are un... până la urmă. Da, are un nume, exact. Și atunci face mai multe pregătiri la un preț mai mare, cu mai mulți copii. Da. De asta am zis că e o cultură cumva a ego-ului. Da. Da. Și din nou, subliniez, pierdem esența. Noi creștem ființe umane și cumva din dialogul ăsta nostru aș vrea să nu se audă faptul că excludem performanța, ci aș vrea cumva să audă că e nevoie să adăugăm căldură, respect, ascultare, pentru că în spate e o ființă umană, da? Și că ele pot merge mână în mână. Până la urmă, între performanță și ființa asta umană există un capitol care se numește cunoaștere. Și noi, pe majoritatea copiilor, vrem să-i cuplăm cu cunoașterea, să se bucure de cunoaștere, să iubească cunoașterea. Al doilea capitol e performanță. Dar cred că sărim. Vrem performanță. Da? Nu trecem prin cunoaștere. Da. Și iar acum o spun din experiența mea, cu cât te duci mai puțin să-ți dorești performanță și mai mult să știi cine ești, ce faci și la ce ești bun, ajungi. Cu atât ajungi la o performanță pe exact. Care poate nu asta și-a imaginat nici profesorul, da. Nici părinții, nici prietenii, nici exact. Bunicii. Poate nu și-au imaginat că tu vreodată vei ajunge să faci, nu știu... ceva, să fii un mare pictor. Da, că ei da. Vreau să fii mate info și să te duci la matematică, la fizică, la nu știu, la orice altă disciplină reală. Da. De ce? Că desenai frumos pătratele și făceai din liniile frumos sau poate ești un arhitect bun sau... Da, pentru că e ca și cum dacă tu mă ajuți pe mine să fiu autentic și îmi dai cunoaștere, consecința naturală este performanță. Numai că noi nu le cuplăm. Ăsta e cumva cadoul și performanța e cutia. Noi ne ducem foarte mult la cutie, dar înăuntru e gol. Și astea merg mână în mână. Încă un, mai avem multe, cred că mai facem un episod despre ascultare și despre copii.
Învățătorul. Da. Știm că toți, de fapt, în persoana cealaltă cu care vorbim, ne oglindim. Da. Și atunci învățătorul, da, sau învățătoarea, va oglindi copilul respectiv. Da. Nu? Da. Dar în momentul în care nu ascultă copilul respectiv, nu este atent la copilul respectiv, nu este atent la el ca om. Da, ca interior. Exact, la da. Interior, ca să știe să oglindească copilul lui exact cum este copilul respectiv. Da. Garantat, cred eu, prin natura noastră umană, noi vom lua ceea ce vedem în oglindă și vom crede că suntem noi. Da, și vom face proiecții. Mm-hmm. Nu e o oglindire clară, e o oglindire proiectată. Mm-hmm. Da, eu văd în tine ce e în mine, nu văd în tine ce ești tu. Mm-hmm. Da? Și atunci, cred că varianta optimă este să asculte, nu? Da. Copilul. Da. Și să înveți să asculte copilul. Și asta cred că ar însemna ca profesorii și învățătorii să înceapă să lucreze cu... cursuri de comunicare și de ascultare și de ei înșiși. Da, și cursurile astea de comunicare, stăteam și mă uitam, sunt foarte multe care sunt tot pe performanță. Da. Adică în momentul în care, o spun din propria mea experiență, am făcut un curs de public speaking, foarte atent am căutat. Mm-hmm. Pentru că te învață niște o rețetă. Da. Iar dacă ai ieșit din rețeta aia, nu mai știi ce să faci. Și atunci tu vei ține tot timpul rețeta aia și vei considera că așa trebuie să comunic, așa trebuie să vorbesc, așa... Și de fapt asta este calea. De ce? Pentru că văd că cel care mă învață, îi iese foarte bine. Și atunci și eu vreau să-mi iasă la fel de bine și foarte repede. Nu am răbdare să ard niște etape. Știi cum ziceai tu? Da, da. Și cumva rămân prins în șablon. Uh-huh. Că e un șablon. Mi se dă un șablon, rămân prins în șablon și șabloanele nu ne conectează unii cu alții. Că până la urmă ascultarea este mai profund decât ascultarea este conectarea. Dincolo de faptul că eu te ascult pe tine, este că eu mă conectez cu tine. Uh-huh. Și așa se creează sistemul nervos relațional între noi. Da. Doamnelor și domnilor, Irina și metaforele ei. Venite spontan în comunicare. Spontan. Unul cu altul. Și vin multe. Da. Păi, cred că putem să închidem discuția pe ziua de astăzi și să... Nu știu, vrei să mai spui ceva? Nu. Cred nu. Că... Spusese și că ar trebui profesorii, asta mi-a rămas în minte, că ar trebui profesorii să facă mai mult cursuri de comunicare, că aici am intervenit. Da, că aici ai intervenit tu. Da, mi s-a pasat mie un butonaș. Și mie mi s-a pasă multe butoane pe sistemul de învățământ, pentru că încă am dureri care îmi sunt acolo, chiar dacă copiii mei au terminat, dar au fost multe butoane care mi s-au apăsat și pe care le văd încă în copiii cu care lucrez în cabinet. Și dacă cred că am învățat, stând lângă oameni minunați din sistemul de învățământ, că atunci când le ascult sufletul, ei învață să asculte sufletul copiilor. Și personal, cred că învățătorii, profesorii, educatorii au nevoie să fie ascultați. Ca să înveți cât de bine să simte asta. Și pe urmă, cu siguranță că o să fac asta mai departe. Doamne ajută! Așa să fie. Dragilor, ne vedem în episodul următor, data viitoare. Și îmi pun o întrebare. Cum ar fi dacă ați lua linkul de la acest video și l-ați pune pe grupul de părinți a fiecărora și să încercăm să aducem, nu știu... Să creștem nivelul de conștientizare. Da. Mm-hmm. Organic. Da. Fără presiune, dar... Cum ar fi dacă ați pune linkul ăsta și ați spune
uite, asta este un video fain și uite, poate vă luați niște informații. Și vreau să adaug că ce spui tu nu vine din nevoia de promovare, vine din nevoia de a multiplica și de a împrăștia gândurile astea. Da. Nu, e departe de mine. Știu, de asta să adăugăm, pentru că uneori poate gândul că-i promovare ar bloca împrăștierea. Și de fapt, hai să împrăștiem lucruri care poate o să le facă bine copiilor noștri. Fix așa. Despre asta vorbim. Fix așa, pentru că și eu și tu avem copii și Bogdan are copii. Da. Și chiar... orice părinte își dorește copilul lui să aibă niște experiențe faine. Sunt și convins. Să-și trăiască o viață și cât mai adevărată și cât mai reală. Și nu știu dacă mai avem timp, dar vreau să spun și asta. Îmi spunea o fată foarte dragă cu care lucrez, ea o să știi și o să bucure că o numesc, că încep să se schimbe mentalitățile părinților și nu mai aleg doar învățători de top, ci aleg învățători care adaugă la cunoaștere căldura și bunătatea și empatia. Și asta e un mare pas. Ne vedem data viitoare, Speechless. V-am pupat!